Pasionați de adrenalină și viteză pe apă, aproape 80 de sportivi din toate colțurile Moldovei, inclusiv din stânga Nistrului, s-au reunit la Bălți pentru a-și demonstra maestria în cadrul Cupei Republicii la caiac canoe. Pentru a-și încerca puterile la Bălți a venit și medaliatul cu bronz la Jocurile Olimpice din Tokyo, Sergei Tarnovski. Tânărul olimpic a declarat pentru jurnaliștii de la Nord News cum se pregătește pentru Olimpiada de vară de la Paris. Мы сейчас готовимся за границей и на месте, то есть подготовка идет серьезная. Через неделю будет Кубок мира, поэтому в Сегеде и там будем уже смотреть, насколько мы готовы. În capitala Franței va merge și Daniela Cociu. Sportiva practică caiac canoe de 8 ani. Este o pregătire destul de intensivă, mult muncim, tehnic, mult forță și cu antrenorii tare mult vorbim de tactic, cum să parcurgem această distanță. Este foarte mult de lucru. Cele mai importante aspecte într-o pregătire este cum te simți moral, fizic. O deosebită importanță sunt antrenamentele care se desfășoară pe apă, unde necesită o pregătire de viteză de distanță, coordonare și rezistență. Canoiștii au concurat pe distanțele de 200, de 500 și de 1000 de metri. Pentru voi acest concurs fie un concurs de bun augur, să fie un concurs pentru a verifica, pentru a merge mai departe în etapa de, eu nu știu, de acumulare a formei sportive pentru următoarele competiții, nimeni vorbim de Jocurile Olimpice, asta este un eveniment cel mai important odată la 4 ani. Noi aveam aproximativ 80 de sportivi, este participant din toată țara și din Transnistria și din Moldova, aproximativ 16 școli. Deci, special din Bălți, sunt aproximativ 15 oameni. Locurile de frunte au fost cucerite de sportivii din Tiraspol și Chișinău.